Am revenit la Lumea Nevăzută și vorbim în continuare despre puterea gândului și cum ne putem ajuta de această forță pentru a ne îndeplini dorințele. Când avem așa un proiect, o dorință foarte arzătoare, încep acolo scenariile. Așa este. Și scenariile pozitive, și îndoielile, și fricile ies toate la iveală. Cum materializăm o dorință cu ajutorul gândului? Ok, mă reîntorc din nou la modul în care vorbim. Foarte important este să vorbim despre ceea ce dorim și nu despre ceea ce nu avem. Da? Așa că întotdeauna discursul nostru trebuie să fie în concordanță cu ceea ce vrei să obții, nu cu ceea ce ai. Ca să de exemplu, în domeniul sănătății, întotdeauna le spun oamenilor să asculte cum vorbesc ceilalți. Și ceilalți vorbesc despre boală. Creierul nostru înțelege doar prezentul, respectiv momentul de acum. Așa că este foarte important ce îi spui tu la nivelul prezentului. Da? Care este comanda care îi dai la prezent? Și cum îi dăm această comandă? Și oamenii spun că sunt bolnavi. Da? Ei vor să fie sănătoși, dar ei sunt bolnavi. Ba sunt cardiaci, ba sunt hipertensivi, ba sunt diabetici, ba sunt nu știu ce, nu știu cum. Și atunci eu le cer un singur lucru, să-mi demonstreze în clipa aceea că sunt bolnavi. Și nimeni nu poate. Pe am analize. Spun analizele, vorbesc despre trecutul tău, nu despre momentul tău de acum. Asta ca să-i ancorezi în prezent. Da, ca să înțelegem chestia asta. Și atunci, dacă eu nu pot să demonstrez că sunt bolnav, implicit nu pot să demonstrez nici că sunt sănătos, trebuie să aleg ce sunt. Și în clipa asta, eu sunt sănătos. Și atunci, pasul 1 este să vorbesc despre ceea ce îmi doresc. Da, mă doare ceva, iau niște medicamente, dar acum vreau să vorbesc despre sănătatea mea, pentru că asta este dorința mea. Da? Acum vreau să vorbesc despre dorința mea, nu despre ceea ce nu am. Și atunci, Este un pas foarte important, pentru că creierul, în acel moment, începe să construiască realitatea. Da? Multe, acum, repetitive, deci comanda dată la prezent repetitivă, dă creierului, normal, sarcina ce ai de făcut. Și atunci spun, sunt sănătos. Sunt sănătos. Nu vreau să fiu bolnav. Nu, sau o să fiu, de-abia aștept să mă fac bine. Nu, ești bine acum. Chiar dacă te doare, vor fi provocările de acest gen. Și sunt, oamenii trec prin asemenea provocări. Dar ideea este, da, să spui tot timpul la prezent ceea ce dorești să obții. Sunt sănătos. Inima este perfect sănătoasă, ficatul este perfect sănătos. Depinde. Și putem face și afirmații. Absolut. Absolut. Un lucru care ajută, da? Foarte mult sunt afirmațiile, sunt frazele, da? Frazele care se pot construi și se repetă, da? Se repetă, recomandarea este să le repeți de 60 până la 100 de ori, cel puțin pe zi, pentru că oricum repetăm foarte multe prostii. Pe ce perioadă? 21 de zile? Pe ce perioadă? Eu spun întotdeauna până se realizează. Pentru că nu pot să spun, nu putem să spunem în cât timp se va realiza ceva. Nu există o rețetă. Depinde dar există de foarte clar și că dacă fiecare, ai dorință pentru asta, da? Deci dacă există dorință și convingere că da, vreau să fiu sănătos sau vreau să obțin acest rezultat, vreau nota 10, da? Dă-ți toate șansele. Nu știu dacă să ai sănătate 100%, dar de la, nu știu, 30% cât sunt unii acum, dacă ajungi la 80%, este wow! Este un progres fantastic, doar pentru că ai schimbat puțin atitudinea. Deci avem nevoie de credință, convingere, dorință, convingere și credință. Da, și credință și așteptare. Așteptarea este un element foarte interesant, pentru că el cere să te comporți în concordanță cu ceea ce îți dorești. Da? Și tu neavând? Și tu neavând, atunci creierul zice, ok, atunci hai să... De ce? Pentru că este o stare plăcută în momentul în care te așezi tu cu tine, închizi ochii, te liniștești, te relaxezi și te gândești la acea dorință. Da? Din nou mă întorc la exemplul copiilor. Uite-te la copii când merg, cum își exprimă dorința. La prezent, el mimează mersul pe bicicletă. Și vorbește despre bicicleta lui, nu vorbește despre bicicleta care o să o primească. El atunci se manifestă. Cum, nu o vezi? Și tu ca adult o să zici, normal că nu o văd, că nu e acolo. Dar el o vede și o trăiește. E, acea trăire, da, stimulează corpul să creeze foarte
foarte multe substanțe, nu intrăm în detalii, dar care creierului îi plac. Și atunci când ajunge la realitate, creierul deschizi ochii și ești în realitate, zice, păi unde e bicicleta aia? Sau unde e mașina aia? Sau unde e sănătatea aia? Păi, știu, construim. Păi eu vreau să o am timpul pentru că îmi place starea aceea. Și atunci, pentru că tu i-o dai în mod repetitiv, el începe să construiască acea realitate. Implicit dă comandă corpului ce are de făcut, transmite universului cu ce să-l ajute, deci, să genereze sincronicitățile ca să ajungi să realizezi ceea ce ți-ai propus. Deci în cazul în care ne dorim îmbunătățirea stării de sănătate, închidem ochii, ne relaxăm, facem aceste afirmații. Facem aceste afirmații, foarte important ca afirmația să fie pozitivă, afirmativă la prezent. Da? Repet încă o dată, pozitiv, afirmativă, la prezent, deci nu este la viitor, eu să fiu sănătos sau doresc să... Nu, eu sunt sănătos, e pozitiv, afirmativ, la prezent și atunci multe fraze repetate așa, mai ales dacă le repeți într-o stare relaxată, cu ochii închiși, să te, eventual poți să spui o muzică de relaxare în surdina, ca să te liniștești într-o stare liniștită, da? Repetarea este și mai eficientă, adică rezultatul repetării este și mai eficient. Asta nu înseamnă că această tehnică garantează vindecarea sau afectează în vreun fel tratamentul medicamentos. Vorbim doar de o îmbunătățire a modului de gândire și a stării de sănătate prin modul de gândire. De ce ai ajuns la doctor? Că ai stricat ceva. Acum, haideți să fim realiști, doctorul nu este Dumnezeu. Da? Și el ne ajută, ne poate ajuta, dar trebuie și noi să contribuim cu ceva. Da? Adică degeaba repară el ceva dacă tu după aia te întorci acasă cu aceeași atitudine și strigi din nou. Păi repară o dată, repară de două ori, dar după aia... Așa. Hai să luăm, nu știu, o dorință... Nu știu. Sunt, știi cum e, pozitiv. Poți materializa orice. De la lucruri materiale, da? De la lucruri materiale, uite... Ideea este să nu cedezi niciodată. Îl dau exemplu pe Edison cu becul. Câte da? Tentative a avut. Câte mii de becuri construite și lumea îi spunea, vezi că nu se poate și el spunea, dacă există varianta în care nu se poate, înseamnă că există varianta în care se poate. Deci trebuie este o putere de determinare renunți. Foarte mare, da. Să nu renunți și să nu fii influențat de cei din jurul tău. Oh. Știi cum e? Lumea o să te judece că ești visător. Dar doar visătorii au realizat și au schimbat lumea asta. Avem televiziunea mulțumită visătorilor, pentru că nu e normal. Da? Nu e normal să vezi la mii de kilometri oameni vorbind cum suntem noi doi. Da? Trebuie să fie lângă tine. Dar visătorii au creat toate acestea. Geniile, spunem noi. Au o imaginație foarte bogată. Ceea ce am avut noi în copilărie. Ideea este atunci când ești cu ochii închiși. Da? Imaginează-te sănătos, imaginează-te cu succes, imaginează-te cu proiectul finalizat la de timp. De ce este atât de importantă puterea vizualizării? Odată pentru că creierul o înțelege foarte bine, mult mai repede decât o vorbă, fiindcă el lucrează pe baza imaginilor. Mult mai ușor ține minte, asta e motivul pentru care ține minte desenele animate. Pentru că este vizualizare, știm pisica și șoarecele și este și imaginația. Fac ceva ce este ieșit din comun. Și asta este ceea ce creierul reține ca și informația. Și atunci vizualizează-te cu nota 10, întorcându-te bucuros acasă, wow, fluturând acolo cu carnetul de student sau cu carnetul de elev. Vizualizează-te cu mașina nouă pe care o vrei. Vizualizează-te sănătos. Da? Nu știu, ai hiperagilitate și îți place iute. Vizualizează-te cum mănânci ardei iute și n-ai nimic și povestești tuturor. Am scăpat, e perfect, sunt bine. Adică despre boală vorbește la trecut, despre sănătate vorbește la prezent. E o variantă, dar imaginează-te și vizualizează-te. Da? Bineînțeles, nu făcând acest lucru în mod formal. Oh, ce frumos este. Ci implică-te emoțional. Deci, ideea este pas cu pas să construim o altă realitate pe care creierul să o accepte și să înceapă să o manifeste și să construiască. Dacă nu crezi în acea realitate pe care încerci să o construiești, creierul o integrează? Sau are nevoie de foarte mult exercițiu? Are nevoie de foarte mult exercițiu ca să poți... Deci trebuie să ajungi să crezi. E un element care se construiește.
să crezi că poți, să ai convingerea, da, și încrederea că poți, e un element care se construiește. Noi oricum am obținut și până acum tot ceea ce am cerut. Ideea este că de multe ori ceea ce am cerut nu e concordanță cu ceea ce ne-am dorit, ce am vrut. Da? Dar asta trebuie să înțelegem acest mecanism. Că inclusiv eșecurile noastre sunt rezultatul a modului în care am acționat, cum a fost gândul nostru și unde a fost atenția noastră. Dacă atenția ta a fost și aici vreau să fac o paranteză, evită să te limitezi. Evită să fii obiectiv, cum se spune. Dacă cineva te întreabă, ok, cum stai cu examenul cu una alta, suntem acolo realiști. Păi cam un 8 este ok. Și dacă repeți 8, 8, 8, 8, 8, ăla este 10-le tău, de fapt. Și ai schimbat parametrii. Cere 10. Adică te-ai avut-o limitat. Exact. Cere 10. Ce înseamnă asta? Dă toate posibilitățile. Dă Universului să-ți dea din toate posibilitățile existente cele mai bune încât să obții nota cea mai mare. Da? Da, dar noi avem tendința, știi foarte bine, oarecum îmi dăm eu Universul această mașină, această casă, această notă și așa mai departe. Eu am avut un coleg la facultate care efectiv în anul întâi ne exaspera, pentru că era natural în gândirea asta. El învăța 5 subiecte și cu maxima convingere spunea că ia nota 10. Și primul semestru a fost ceva incredibil. Adică noi învățam pe rupte, cum se spune, anulează. Știi da? Că nu vreau să mă rup de atât. Da? Dar efectiv, deci cantitatea de informații pe care eu o știam și ceilalți colegi era departe mai mare decât o știa el. Dar noi eram obiectivi și știam cam de 8, ne rugam să nu ne pice în anumită întrebare, el se ruga să-i pice acele 5 întrebări, întrebările din acele 5 subiecte. Și asta este ceea ce realiza. Da? Asta este ceea ce se întâmplă. Noi, bineînțeles, bane bâlbăiam, era mult stres, el era relaxat. Așa că încrederea, convingerea se construiește prin experiență. Ideea este să înțelegem că și orice eșec este drumul spre succes. Și dacă am reușit să realizez acel eșec, analizează puțin starea în care ai fost, unde a fost atenția ta, cum ai folosit cuvintele, cum te-ai manifestat, care a fost atitudinea ta și o să-mi constați că, de fapt, în realitate, atitudinea noastră a fost în concordanță cu rezultatul obținut de fiecare dată. Așadar, pentru a materializa ceva în viața noastră, o dorință în viața noastră, începem cu intenția, reformulăm întotdeauna, deci ne corectăm în reformulare. Folosim încât, autosugestia. Da, și astfel încât întotdeauna să fim focalizați pe dorință și scop final, nu pe cele intermediare sau pe ce vrem să evităm. Urmează vizualizarea. Vizualizarea și multă imaginație. Multă imaginație. Joacă-te cu imaginația, jucați-vă cu imaginația care să amplifice bucuria și acea stare de bine. În acest proces de vizualizare trebuie să cumva să introduci toate simțurile, dacă putem spune așa. Da, cu cât mai multe. Ca să fie mai puternică. Exact. În ideea de a trăi, deci imaginează-ți cum te simți dacă asta s-ar întâmpla acum, cum te-ai simți. Da? Uite. Cel mai simplu. Deci când închizi ochii, imaginează-te cum o să te simți când doctorul o să-ți spună că ești perfect sănătos. Sau cum o să te simți când o să vezi 10 în carnet. Da? Dar imaginează-ți acum chestia asta și deodată devine realitate. Deci nu trebuie să mimăm, vai ce frumos o să fie, ci ce frumos este, ce bine este. Și atunci creierul preia informația la prezent, îi place starea și începe să construiască o altă realitate. Câte zile parcurgem acest proces de vizualizare? Adică există o perioadă pentru ca și creierul să înregistreze? Nu există. Deci ca să creezi, de exemplu, o obișnuință, se pleacă de la 21 de zile până la câteva sute de zile. Acum, cu cât lucrezi mai repede, mai aproape de subconștientul tău, cu atât calea este mai rapidă. Da? Așa că de la 21 de zile încolo sigur ceva se va întâmpla. O îmbunătățire se vede, se simte. Am avut persoane care s-au vindecat, au venit, ei au susțin că au scăpat într-o lună, două de niște boli care li s-a spus că nu. Dar eu n-aș, ei susțin chestia asta.
Însă sunt persoane care, știi cum e, dacă ai un examen peste o săptămână, rezultatul apare peste o săptămână, înțelegi? Dar dacă eu, nu știu, vreau să-mi cumpăr o casă. Vrei să-ți cumperi o casă? Foarte bine. În primul rând începe să te imaginezi și să te vizualizezi în acea casă, să te bucuri de ea. Manifestă un plan real. Ce înseamnă asta? Am avut un prieten care și-a cumpărat ușa de garaj. Asta a fost primul moment. Deci... Nu avea casă, dar și-a cumpărat ușa. Nu avea nici măcar teren, dar și-a luat ușa de garaj, că a găsit-o la ofertă bună. Deci atât de convins a fost că da, el va ajunge să locuiască la casă, încât și-a luat ușa de garaj. Rădeau prietenii lui de el, dar într-un an de zile, un an jumate, cred că a durat toată poveste, lucrurile s-au așezat. Deci au apărut sincronicitățile, apărut oportunitate pentru un teren, deodată a apărut oportunitate de una de alta și într-un an jumate a avut o casă. O casă de frumoasă, pe un teren de vreo 700 de metri pătrați, a durat un an jumate. Deci, manifestările astea, acum să nu înțeleg că o să dureze 10 ani, da? Dar trebuie să îți manifeste încrederea, așa cum ne manifestăm de multe ori neîncrederea. Deci, ideea este doar să vezi cât de bine manifesti neîncrederea. Foarte bine. E, cu aceeași intensitate manifestați încrederea. Deci când apar acele îndoieli de unde o să am banii, cum o să-mi plătesc ratele și așa mai departe, sau mai vin părinții, frații, vecinii și o să spună n-ai cum, nu reușești, da. Le anulăm. Exact, le anulăm. Păi știi cum e, până la urmă eu am venit în România cu maximă încredere. N-am știut de ce am venit, am fost considerat de către toată familia că sunt nebun. Visător. Da, asta mai ales, dar astăzi mi se spune că am avut noroc. Și într-adevăr norocul îl facem. Norocul îl facem, dar să nu renunți la visele tale. De fapt asta este. În momentul în care într-adevăr simți că încă îți dorești acel vis real, cu maxima încredere, unde greșim este că încercăm să construim drumul. Știi, vrei mașină, vorba ta, sau vrei o casă. Și atunci în loc să te bucuri de casa pe care o să o ai, începi să faci socotelile, dar cât costă aia l-altă și de unde o să iau bani, și de fapt te blochezi în niște negații, niște probleme, în loc să te bucuri de rezultat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți faci un proiect estimativ. Clar că îți faci un proiect estimativ. Dar ideea este să te bucuri de drum. Asta este toată ideea, pentru că dacă ai scopul, targetul unde vrei să ajungi, trebuie să începi să te bucuri și pas cu pas să-l construiești. Nu dinainte, pentru că dacă începi dinainte, dar de unde o să fac rost de atâția bani pentru termopane? Din mai lăsăm și Universul să lucreze, blocat, nu? Asta din înseamnă, start ai blocat. Asta înseamnă puterea credinței. De ce? Credinței. Pentru că un lucru pe care, mai ales când vorbim de lucruri materiale, un blocaj fantastic este raportul nostru față de bani. Acolo avem un blocaj fantastic. Și cum îl eliminăm? Noi vrem să cumpărăm totul. Da? Totul vrem să cumpărăm. Nu. Prețul acela este valoare. Și a cumpăra este doar o variantă dintr-un număr infinit de variante prin care poți să obții ceea ce îți dorești. Adică poți să primești această casă cadou. Poți să o primești cadou. Da? Am văzut oameni care au tras la loz în plic. Case, mașini și așa mai departe. Adică au răzuit. Deci universul funcționează la orice problemă. Niciodată nu vine fără soluție. Ideea este că de multe ori nu vedem soluția pentru că considerăm că ea ar trebui să apară altfel. Așadar, nu există nicio problemă fără soluție. Asta trebuie să înțelegem foarte clar. Dar totodată și soluțiile vin cu problemă. Problema, de fapt, este un fel de poștaș al soluției. Și în loc să ne concentrăm pe soluția, ne concentrăm pe poștașul. Uh-huh. Care este zdrelit, urât, da? Și nu vedem cadoul minunat care ni-l aduce. Da? Așa că lucrurile materiale, da, dar ideea este întotdeauna să ții atenția spre finalitate, da? Bineînțeles, o să ai multe finalități între timp, să o vezi ridicată la roșu, să o vezi cu acoperiș, să o vezi cu geamuri, cu templărie, cu gresie, cu faianță și așa mai departe. Sunt niște etape, dar în etapele alea, ce fac oamenii este că de multe ori uită de scopul final, unde vor să ajungă, să intre în casă, să se bucure de ea. Și se concentrează pe micile probleme care pe pot micile apărea. Probleme care apar și care, de fapt, generează o altă atitudine. Atitudinea
și concentrare pe probleme, auleu, cum o rezolvăm pe asta, în loc, hai să o rezolvăm pe asta. Spuneai că avem foarte multe blocaje legate de bani. Uh-huh. Cum le eliminăm? Mai avem 2 minute la dispoziție. Cum le eliminăm? În primul rând, trebuie să înțelegem în 2 minute că banul este un rezultat, nu este un scop în sine. Creierul nostru și în natura nu găsim bani. E invenția noastră. Și noi am pus lucrurile pe dos. Lumea muncește pentru bani. Muncește pentru ceva ce creierul nostru nu înțelege. Așa că pasul 1 este să înțelegem și să acceptăm că banul este rezultat de aceea, ceea ce faci, caută-ți un talent, caută ce te mulțumește pe tine, ce te împlinește și atunci banul vine ca și rezultat, prin diverse oportunități.